UPL vă recomandă Floramite 240SC. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Discutăm astăzi despre soluții concrete, despre calitatea, despre îmbunătățirea calității solului. Vom vedea câteva lucruri foarte speciale, a spune, și le vom și explica. Vom explica de ce și cum ar trebui să utilizăm substanțele, sigur, pentru sol și felul în care acestea ajută la îmbunătățirea calității solului. Vom pleca, desigur, de la tema zilei, care este, evident, seceta, și vom ajunge, de fapt, la efectele secetei asupra calității solului. Împreună astăzi cu domnul Bogdan Costea, team manager la Carmeuz Agricultura România și Moldova, adică responsabil pentru ambele țări, România și Moldova. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, domnule Costea, spuneam că avem o problemă din nou anul acesta cu seceta, care face, să spunem, aduce probleme nu doar asupra culturilor, ci și asupra solului. Care este, să zicem, care sunt semnele pe care le aveți dumneavoastră, semnalele și informațiile pe care le aveți? Da, într-adevăr, observăm că deja e al doilea an în care avem de-a face cu niște temperaturi neobișnuit de mari, adică dacă stăm un pic și ne aducem aminte, în mai deja aveam 31 de grade anul ăsta, ca fapt divers, observăm o maturare a cireșelor înainte de termen, dacă pot să spun așa. E un fenomen care l-au observat pomicultorii și este puțin îngrijorător. Adică avem cireșe de iunie care s-au maturat deja în mai. Asistăm un pic la o schimbare climatică. Dacă intrăm în cultura mare, și aici vedem niște fenomene interesante pe care nu foarte mulți le-au anticipat. În sensul în care temperaturile astea foarte ridicate, de 34 până la 37 de grade din ultimele săptămâni, au produs o diminuare masivă a recoltei la unitatea de suprafață. Adică niciunul dintre fermierii care, de exemplu, în sud-estul Moldovei, care astăzi au recoltat bieții de ei între 1,5 și 2 tone la grâu, nu se așteptau la aspectul ăsta cu o lună de zile, când culturile arătau foarte bine. Dar și toată lumea era optimistă și fericită. Exact. Dar aceste 36-37 de grade au dus la o scădere foarte rapidă a umidității din bob, adică observăm, dacă, eu știu, în general te-ai aștepta la 1% pe zi, observăm deja la un 3%, chiar 4% pe zi, ceea ce este enorm de mult. Acestea fiind spuse, avem de-a face cu o diminuare a rezultatului scontat pe anumite regiuni. Într-adevăr, vedem în Moldova, în sudul Moldovei, vedem în, iarăși, probleme în nord-vestul Transilvaniei, în zona de Maramureș, unele părți din sud, adică dacă am compara recoltele de astăzi cu cele de anul trecut... Randamentele sunt mai mici. Mult mai mici, așa. Nu are sens să intrăm astăzi în discuția legată de irigații, e atât de veche și totodată atât de nouă. Mai degrabă v-aș ruga să discutăm despre alte tipuri de soluții pentru a, nu numai pentru secetă, ci și pentru a îmbunătăți calitatea solului, pentru că, important, orice plantă pleacă de la sol și de la apă. Aveți dreptate. Solul este, până la urmă, cea mai mare bogăție a noastră ca și oameni, mai departe ca și fermieri. Ne trebuie, în primul rând, un sol sănătos, un sol capabil să ne dea optim nutriția care are nevoie planta noastră. Aici e foarte important ca acest sol al nostru să facă lucrul ăsta pe toate palierele. Aici mă refer la partea fizică a solului, adică structura trebuie să fie granulară, trebuie să fie un sol afânat care să permită sistemului nostru, sistemului radicular al plantei să intre în sol foarte bine, să se ancoreze și să-și ia apa și elementele nutritive. De asemenea, să permită apei în exces să intre sol și să-și facă practic circuitul ei în natură. Adică apa trebuie să intre, să ajungă în pâza freatică și să iasă când e nevoie. Dacă ea se oprește la suprafața solului, creează băltire și când am 30 și ceva de grade, prin procesul de evaporare, deja într-o zi nu mai avem și apar crustele, n-am făcut absolut nimic. De asemenea,
vorbeam de partea fizică, apoi partea chimică a solului. Trebuie să punem la dispoziție elementele de care avem nevoie. Și aici, cu precădere, trebuie să discutăm de un sol afânat. De asta avem nevoie de un sol neutru, cu un pH între 6,8 și 7,2 și cu aciditate hidrolitică, atenție, între 0 și 1. Obligatoriu aceste două condiții împreună, nu separat. Deci cifrele se poate să le mai audă odată telespectatorii? Deci pH în apă între 6,8 și 7,2, uh-huh. Iar o valoare a acidității hidrolitice între 0 și 1. Ăla este okay. Solul ideal de care noi avem nevoie. Bun. Acest sol ne va pune la dispoziție 100% procent de fosfor pe care îl aplicăm, plus, dacă am avea ceva blocat în sol, să spunem, ne-l va disponibiliza, pentru că la pH-ul ăla deja am tot ce am nevoie, adică am microfloră, am microfaună, am procentul de bacterii versus ciuperci, care este net favorabil bacteriilor pentru punerea la dispoziție a azotului, a fosforului și a macro- și microelementelor în forme asimilabile. Apoi, partea microbiană de care vă spuneam, pentru că vedeți dumneavoastră în ultimii ani și nu doar la nivel de România, cred că e chiar la nivel de Europa, poate chiar și mai departe, observăm o scădere foarte abruptă a procentului de humus în sol. Dacă discutam cândva de 10% humus, acum când găsim 2-3 este extraordinar. Se știe că 1% humus înseamnă cam vreo 25 de kilograme de azot. Deci gândiți-vă dumneavoastră ce s-ar întâmpla dacă noi am avea 10% humus. Am avea 250 de kg de azot care mi-l produce solul respectiv. Deci solul meu este capabil să-mi dea tot ce am nevoie pentru cultura mea. Doar trebuie să-l ajut. Okay. Apoi, trebuie să ne gândim la nutriție, deci să avem cum e și legea minimului din agricultură, adică elementul nutritiv care l-am în minim, el îmi va da producția. Adică, dacă am o problemă la capitolul fosfor, de exemplu, producția mea va fi diminuată exact la acel capitol. Veriga cea mai slabă balanțului totdeauna influențează. Fără nu? Discuții. Iar la noi, la agricultură, ia de ceasul. Exact. Apoi, nu în ultimul rând, să fim în stare să tamponăm efectele nocive ale, eu știu, unor fertilizanți chimici pe care îi aplicăm în diverse doze, unor lucrări pe care le facem, mecanice pe care le facem, agrotehnice pe care le facem la regimuri hidrice neadecvate, tocmai din lipsă de timp sau diverse aspecte. Și să nu uităm că lucrurile s-au modificat un pic. Adică dacă înainte de Revoluție lucram cu niște tractoare ușoare, de 65 de cai, acum fiecare fermier are minim unul de 200. Care influențează solul, nu? Îl tasează, spune. Întotdeauna. Deci vedem lucrurile astea, pentru că noi lucrăm profesionist. Aici vreau să ajung și doar să atrag și eu atenția telespectatorilor. Poate o să li se pară că intrați în cifre, nu știu, prea mult sau mai puțin, dar totdeauna profesioniștii trebuie să lucreze cu cifre și mai mult decât atât, dumneavoastră lucrați cu fermierii din România și din lume pe baza unor cercetări, înțeleg, nu? Fără discuție. Așa este. Noi în România avem o echipă de colegi pe fiecare regiune a țării. Colegii mei fac analize de sol fermierului, adică înainte de a folosi, de exemplu, TerraCalco 95, produsul nostru. Despre care nostru, o să discutăm imediat. Pe... Da, fac o analiză de sol să-i arate fermierului de unde am plecat. E un aspect foarte important, pentru că ne-am obișnuit cumva să luăm niște lucruri. Să mergem pe vorbe așa. Să mergem pe povești. Nouă ne place să fim profesioniști, plus că avem trasabilitate. Adică dacă am făcut o analiză acum și știu de unde plec, după recoltare îi mai fac una și văd unde am ajuns și stabilesc ce fac, pe care-i pasul următor. Da? Tocmai pentru a avea exact despre ce vorbeam mai înainte, de condițiile optime a unei plante în solul meu. Și, bineînțeles, condițiile solului care să fie capabil să mențină orice plantă, să-i dea tot. Bun, și aceste analize ne arată, de fapt, care este tratamentul, să spunem, între ghilimele, dacă e cazul, pe care solul îl poate primi, nu? Prin... Exact. Produsele dumneavoastră. Exact. Noi facem un pH în apă, îi facem o aciditate hidrolitică pentru a avea niște parametri exacti, să știm exact unde se află procentul nostru de argilă din sol, de exemplu, să știm cu ce avem de-a face, pentru că, vă spuneam, avem zone, de exemplu, din Ialomița, în care ai avea, de exemplu, un pH neutru,
La prima vedere, ai spune, domnule, e un sol perfect, dar în momentul în care înfingi unealta de prelevare, probe de sol, vezi că nu prea intră în sol. Da? În momentul în care iei bulgărele după o arătură proaspătă și vezi că lucește, vezi că nu se sparge și când se sparge îți rezultă niște agregate poliedrice, unghiulare, care intră unul în altul perfect, e clar că acolo am o problemă de argilă, acumulare excesivă și compactarea solului. Ok, și în astfel de situații și nu numai, aveți, care sunt soluțiile pe care le propuneți? Știu că există gama Terracalco de produse. Vă rog, spuneți-ne câteva lucruri despre această gamă. Așa este. Avem gama noastră Terracalco, care deja are peste 30 de ani de activitate la nivel de Europa și în jur de 8 ani la nivel de România, de când fermierii noștri utilizează, îmi place să spunem că utilizează și vor utiliza, pentru că Terracalco e mai mult decât un produs. Zicem noi, e o soluție care e în tehnologia lor de cultură. Adică avem fermieri, de exemplu, care îl aplică în fiecare an înainte de înființare, într-o doză mică, într-adevăr, dar cu niște rezultate excepționale. Adică fermierii ăștia urmăresc în primul rând rezolvarea problemelor fizice a solului. Gândiți-vă la o plantă, la rădăcinile unei plante într-un sol afânat versus într-un sol compact. Da? Automat explorează un volum mai mare de sol, automat talia ei, dezvoltarea ei, culoarea pe care o are va fi alta față de cea care se oprește într-un sol tasat, sol compactat, care, din păcate, nu poate să-i ofere lucrul ăsta. E normal. Blochează un pic. Blochează, fără discuție, așa e. Așa e și observăm aspectele astea. Ca și vârf de gamă, Terracalco 95 reprezintă produsul nostru tractor, dacă pot să spun așa. E cumva, e produsul anului în Ungaria, e produsul anului în Serbia, are diverse recunoașteri în toată Europa și nu numai. Noi fiind un grup la nivel mondial, imediat avem toate piețele prezență și peste tot avem diverse premii și recunoaștere ale introducerii Terracalco în tehnologia de cultură a fermierilor. Deci vă spuneam de Terracalco 95, care poate fi administrat foarte ușor, poate fi administrat pe baza unui program pe care colegii mei îl fac cu fermierul respectiv, în urma analizelor de sol, în urma problemelor pe care le constată colegii mei acolo, de ce nu avem, de ce solul ne e tasat și care e soluția și cum putem să o rezolvăm. Perfect. Ca să nu mai avem chiar problemele astea de secetă pe care le avem în general. Vă propun să urmărim un scurt material filmat. Este chiar un fermier care ne vorbește despre produs, după care ne întoarcem. Deci materialul și revenim. Numele meu este Tiberiu Tiron, administrez o fermă de 1920 de hectare în județul Vaslui. Folosesc produsul Terracalco 95 de 2 ani. În urma folosirii acestui produs am observat o îmbunătățire a calității solului în ceea ce privește proprietățile fizico-chimice, cât și o creștere semnificativă a producției. Cele mai semnificative rezultate s-au obținut la cultura de mazăre, unde am înregistrat un spor de producție de aproximativ o tonă pe hectar. Aplicarea produsului Terracalco 95 a avut la bază analizele de sol pe care reprezentantul Carmeus le-a făcut în mod constant pentru a putea lua decizia cu privire la momentul și doza aplicării. Menționez faptul că acesta a acordat un suport tehnic pe întreaga perioadă a aplicării produsului, cât și în luarea deciziei cu privire la cantitatea de aplicat pe viitor. Obținute cât și suportul tehnic acordat pe întreaga perioadă când am folosit produsul Terracalco 95, am luat decizia de a efectua analize de sol pe întreaga suprafață a fermei pentru a optimiza pe viitor modul de aplicare a îngrășământelor chimice, cât și a amendamentelor.
Am revenit așadar în studio, a fost și l-ați ascultat și l-ați văzut pe domnul Tiberiu Tiron, este unul dintre fermierii mari din Moldova și din România, 2000 de hectare înțeleg că lucrează și am văzut și câteva lucruri legate de produsul despre care vorbeam, domnule Costne. Așa este, așa este. Domnul Tiberiu Tiron e un profesionist adevărat, adică îi place să... am găsit înțelegere la dumnealui din punct de vedere al problemelor pe care dumnealui le observă. Să știți că nu e chiar ușor pentru un fermier care lucrează niște terenuri alcaline să folosească un produs pe bază de calciu. Adică este cumva o deschidere la nou și e unul dintre fermierii care ne-au ascultat și ne-au urmat sfaturile și... Și văd că a fost o adevărată colaborare între companie, mă rog, reprezentanții companiei și fermier. Așa este. Tocmai asta vă spuneam și la început, că acordăm o deosebită importanță asupra acestui fapt. Adică ne place să lucrăm profesionist, să luăm niște analize, să vedem ce fac oamenii acolo și să vedem cum îi putem ajuta, pentru că fermierii sunt partenerii noștri. Dacă ei au o problemă, problema e a noastră. Dacă lor le merge bine și și rezultatele sunt cele pe măsura așteptărilor, doar noi avem de câștigat. Absolut. E clar, suntem alături de ei. E o gândire de business corectă, să-i spunem, și o colaborare bună. V-aș vrea poate să facem o paranteză, dar nu așa de mare, să ne spuneți câteva lucruri și despre grupul Carmeuse. Va juca atât pe plan mondial cât și în România, pentru că am văzut că aveți 3 fabrici în România. Mi se pare foarte, foarte bine faptul că există aceste investiții și în România, dar dați-ne câteva repere și la nivelul mondial. Așa este. Așa este. Și noi suntem foarte mândri că producem în România. Chiar nu e ușor, cel puțin în ultima vreme cu ultimele costuri de energie, gaz și așa mai departe. Avem o inflație și o criză a prețurilor materiilor. Și credeți-ne, e foarte greu să produci. E greu să produci în România pentru că costurile de producție nu pot fi scontate. Adică se întâmplă să faci ceva, să te trezești de fapt că ai avut alte costuri. Dar o facem, știm că trebuie să fim alături de fermierii noștri și de partenerii noștri pentru că ăsta e dezideratul nostru principal. Grupul Carmeuse e o firmă de familie, în primul rând, și lucrul ăsta e foarte important, zicem noi. Pentru că e, dacă pot să spun așa, o multinațională atipică. Uh-huh. E înființată în Belgia, undeva prin 1860, și având astăzi în prezență pe 5 continente. Suntem din America de Nord, în Brazilia, în Thailanda, în Africa, în Europa, în Oman ne găsiți cu fabrici. Avem cam peste tot în toată lumea, în România, după cum bine spuneați, avem 3 fabrici. Avem una la Câmpul Lung Mușcel, a doua la Fieni și a treia la Deva, de unde deservim fermierii din toate regiunile țării și Moldova și așa mai departe. Avem în Ungaria, avem în Serbia, Bosnia, Turcia, Italia și așa mai departe. Important este că în fiecare an avem un departament de research and development care ne propune soluții noi, idei noi și cumva parteneriate stabile cu fermierii pe care îi avem. De asta noi prin Terracalco am obținut practic o intrare în tehnologia de cultură a fermierilor pe care o foloseau. Și de asta suntem practic cei mai mândri, că ei au început să gândească diferit, deja să gândească către solul lor și către bogăția pe care o au și cum să scoată rezultatele maxime din ceea ce au. Și da, suntem mândri că în România suntem prezenți, avem 3 fabrici, merg bine. Va fi Terracalco și în România produsul anului? Într-un an anume? Cu siguranță da, dar nu putem să... Știți cum e? Cred că dacă ne-am întrebat fermierii, da, cu siguranță. Avem și nu vă ascund lucrul ăsta. Am avut și am momente în care sunt atât de plăcut surprins cu niște telefoane de genul: domnule, am făcut o tonă în plus la Floarea Soarelui. Dom'le, solul îmi funcționează altfel, îmi merge, mi-a fânat, simt cum intră apa în el, simt că
pun piciorul și își revine, e ca un burete. Lucrurile astea ne dau puterea să continuăm, chiar dacă, după cum vă spuneam, mediul câteodată nu e foarte prietenos. E mai complicat, e adevărat. Da. Da, dar astfel de situații, da. Și dacă am întrebat fermierii noștri, da, cu siguranță da. Cred că Terracalco ar fi produsul anului. Știți, am văzut împreună ați arătat dumneavoastră, nu-l avem acum să-l putem da pe ecran, dar poate ne explicați așa foarte repede, un mic experiment care a inclus Terracalco și oamenii îl pot găsi pe YouTube, dar vă rog, explicați-l dumneavoastră așa foarte rapid până la pauză. Da, e foarte interesant cum acționează Terracalco din punct de vedere fizic, afânând solul. Adică, practic, ce face? Transformă din structura aia compactă, din solul ăla în care apare băltirea de care discutam sau crusta după la venirea căldurii, în sol cu structură granulară sau sol afânat. Deoarece, într-un sol cu structură compactă, avem un exces de argilă toată aflată într-o dispersie, dintr-o parte în alta. Vine apa foarte multă, avem practic o oprire a circulației acesteia în jos, asta înseamnă o stagnare a ei. Frunzulițele, de exemplu, are grâp. Dacă ne uităm în luna ianuarie, să zicem februarie, atunci o să observăm foarte clar la culturile de grâu, unde nu aplicăm Terracalco, de exemplu, frunze îngălbenite. O să observăm, dacă intrăm, solul mustind. Atunci e clar că avem o problemă structurală și lucrurile astea se observă atât pe cernoziomuri, pe solurile care sunt cele mai bune, cât și pe solurile cele mai grele pe care ne aflăm. Ei, ce se întâmplă? Noi când aplicăm Terracalco, practic în urma calciu pe lângă, adică Terracalco pe lângă faptul că este un, că Terracalco practic e al calciu, e un calciu pur. Terracalco, pe lângă faptul că îți asigură și consumul specific a plantelor de cultură, să nu uităm că el este un element structural al solului. Deci noi avem și parte de structură. Ei, fiind element structural, atunci intră direct prin procesul de floculare și practic fixează argila, unind-o în grăuncioare de diverse dimensiuni, de forme rotunjide, care permit aerului și apei să circule printre ele. Practic, o să avem un sol poros. Solul își mărește imediat porozitatea și permite acestor două elemente foarte importante să circule prin el. Circulând, automat rădăcinile plantelor noastre se vor dezvolta altfel, iar talia plantelor și hrănirea optimă lor va fi total diferită. Puteți să-l vedeți pe YouTube, după cum spuneam, da. E un experiment pe care noi l-am făcut, care fermierii îl fac efectiv după ce aplică Terracalco, e practic primul efect pe care îl văd, măi, solul mi s-a afânat. Și știți, vorbim așa de afânarea solului, dar dacă am pune într-o paranteză, de fapt, ce aduce afânarea asta? Pe lângă planta noastră cu altă talie, gândiți-vă la reducerea costurilor cu motorina, pentru că solul meu mi-e mai ușor, se lucrează altfel. Gândiți-vă la viermisârmă, de exemplu, care preferă niște soluri grele, niște soluri acide, grele, pe care îi rezolvăm prin această aplicare, adică nu o să-i mai găsim pe terenurile alea. E un aspect foarte important. Ne gândim, dacă vreți, la erbicidere peliculare, care acționează tocmai la formarea unei pelicule la suprafața solului. Obligatoriu ai nevoie de un sol fin, afânat, ca să-ți facă priză și să-ți oprească, practic, ieșirea burienilor din sol. Aplicând deja, ai solul foarte fin, ai grăuncioarele foarte mici și vă dați seama pelicula exactă. Și de ce nu? Distrugerea organelor de mașini. Imaginați-vă într-un sol greu, că foarte puțin vorbesc despre lucrul ăsta, dar în momentul în care ți-o picat o trupiță, de exemplu, când ești la arat, nu-ți mai trebuie nimic, zic, e un moment greu. Moment foarte greu, da, că na, și se întâmplă când fermierii schimbă, chiar de două ori pe an. Lucrul ăsta se reduce foarte mult prin această afânare de care vreau să vă mai întreb când, cum, cât de mult aplicăm, dar sigur, după o scurtă pauză, luăm o pauză de publicitate, după care ne întoarcem la discuția noastră, rămâneți cu noi, revenim imediat.